Salutare, prieteni! Eu sunt Prof Fucking Laser, idolul femeilor, cel care îi bagă în boală pe toți și bine v-am găsit la un nou episod. De fapt, e un nou videoclip. Ai de pula mea, m-am încurcat. S-a filmat și asta? Ah, fuck. Da, oameni buni, ce mai faceți? Sunteți bine, sănătoși și nu de alta, dar trebuie să-i dau cuiva cancer astăzi. Domnul Pro Laser nu și asumă vina dacă vizualizatorii videoului or să ia cancer. Genul programului Muie de Muian. Ok, deci știu că nu am putut posta ieri, dar a trebuit să-mi iau un alt Lamborghini, tot din banii din YouTube, pentru că cu celălalt am făcut accident. Că să fă, era un câine drăguț. Și azi m-am uitat pe geam și mi-a venit ideea asta diabolică de a face un video în care să spun cam ceea ce nu prea înțeleg eu în sistemul ăsta al nostru școlar. Păi, haideți să începem. În primul rând, nu înțeleg de ce trebuie să dăm la începutul anului școlar testări inițiale. Like, what the fuck, frate, sunt niște porcării. Pe bune acum, notele nu se trec în catalog de cele mai multe ori și în plus, nici măcar aia de la minister nu fac nimica cu ele. Este muncă degeaba și înveți pentru testările alea 100% degeaba. Deci, dacă înveți pentru testările alea, ăla este timp pierdut, dude. Sincer să fiu. Pentru că nu face nimeni nimica cu ele. Nici măcar nu se trec în catalog. Asta este chestia. Un alt lucru pe care nu-l pot înțelege este repetenția. Like, să vă zic o fază de la mine din clasă, un fel de poveste. Deci, eu eram în clasa 7-a, că na, dacă ești în clasa 8-a, mai mult ca sigur ai fost și în clasa 7-a. Și am avut o colegă, să zicem Dănuța. Și Dănuța țipa la ore, înjura oamenii, se bătea cu cei din clasă, toți profesorii o certau, mă rog, nu se bătea, dar se lua de ei și toți profesorii o certau, îi spuneau că o să rămână repetentă. Ghiciți ce? O rămas repetentă. Păi și ce ați făcut, mă, dacă ați lăsat-o repetentă? Nu ați făcut absolut nimic. În loc să o mai suportați încă un an și să înghițiți în sec, ați ales să vă tăiați venele și să o suportați chiar 2 ani și probabil și mai mult, pentru că e posibil să mai rămână o dată. Deci dacă mai lăsați încă o dată, 3 ani va trebui să o suportați cu tot cu ăsta. Like, dacă ar fi după mine, elevii sunt cam egali, toți intră în examen. Deci, na, cei care au învățat și care au fost atenți la ore ori să treacă, iar cei care au făcut panoramă, e treaba lor ce o să facă în viață, nu este treaba mea, asta e chestia. Cam așa aș judeca eu dacă aș fi profesor. Ei să facă ce căcat vor în viața lor, nu este vina profesorilor, asta este chestia, știți? Deci, pana mea, e o chestie cum că dacă iei note mai mici de 5, de exemplu, dacă iei 2 de 5 și un 4, rămâi corigent. Și dacă nu treci corigența, rămâi repetent. Bac pula, e o panaramă. Ar trebui să încerce profi să scape mai repede de ea răi, sincer să fiu. Gen, dacă a fost rău, bă, las, trece-l și ce căcat o să facă el în viitor, nu mai este treaba ta la urmă urmei. Deci dacă Dănuța mai rămâne o dată repetentă, e posibil să intre într-o clasă care la anul trece a 7-a și care e chiar o clasă bună, cu elevi cu minți. Pentru că eu îi cunosc pe unii dintre ei din clasa aceea. Și, na, cine știe, poate o să-i facă și pe aia răi, habar n-am, să poate eu o să fac pe aia bună, habar n-am, pana mea, nu e vina ei, este vina sistemului, care, sincer, e futută în cur. Încă un lucru pe care nu-l înțeleg e, ei bine, șeful clasei. By the way, Gigel este șeful clasei la mine, deci practic la începutul anului se alege un șef care, ei bine, nu prea face nimic. Ci că el ar trebui să conducă clasa extrem de bine și să o aducă pe calea cea bună a Maicii Domnului pentru ca toți copiii să învețe mai bine și să se ocupe de toate fondurile școlii sau a nu știu ce căcat care vin în an, pula, nu poți face nimic. Chiar dacă ești șeful clasei, pentru că practic s-o luăm așa. Zicem că vrei să-i faci pe copii să nu mai țipe, pentru că, na, tu ești șeful clasei și trebuie să faci clasa să fie cât mai cu minte. Nu o să faci absolut nimic, e ca și cum ai încerca să vorbești cu o turmă de oi. Nimănui nu o să-i pese și probabil nimeni nu o să audă în hărmăla aia. Este 100% să fii șeful clasei. Pur și simplu, nu poți să faci nimic. Nu o să te asculte colegii tăi absolut deloc. Le zici, bă, vorbiți mai încet, nu o să vorbească nimeni mai încet. Ba mai mult, dacă profii văd că nu este liniște și nu le plac, dacă profilor nu le plac clasa ta, ori se ia de tine dacă ești șeful clasei. Deci e o mare panaramă. Deci nu este vina șefului clasei. Șeful clasei nici n-ar trebui să existe la urma urmei, pentru că e useless. Useless. Păi, cam asta am avut eu de zis, sper că nu v-am dat ebola or something like that, eu v-am zis și vă mai spun încă o dată, scopul meu e să vă dau cancer, nu ebola. E treaba mea să vă dau cancer, treaba lui Zmenta să vă dea ebola și treaba Magdei să ne dea material. Oh!
Nu uitați să dați like la acest minunat episod, am încercat să vorbesc cât mai frumos, că nu care cumva să mă părască tipul ăla mamei lui și mama lui mamei mele. Și noi ne revedem data viitoare, v-am pupat la portofel, sper că sunteți bogați. Ah, stai că mă părăște tipul ăla, o să zică că i-am pupat la portofel pe abonații mei. Hai că vă las, hai, o zi plăcută, sincer, o zi foarte plăcută.